Când am venit acum în Republică, la mamă mi-a dat o interdicție de intrare în România pe 3 luni și nu mai pot veni în România. Lucru. Această istorie s-a întâmplat din cauza că am depășit limita și nu am avut permis de ședere. Ca... Le zicea toată lumea în jurul meu și șoferul zicea că asta, vada, dar le-ai factor, de ce măcar să zic? Doar spuneți că prima dată a încălcat și nu erau domnii de la vama de la Scurini foarte... Foarte serios și nu contează, ești vedetă, ești geniu, ești papa. Lege, da? Ești papa de la Roma, nu contează, o să primești amendă și la revedere, stai acasă. Acum mă gândesc ce să fac, momentan mă aflu aici și nu știu, am propuneri de la prieteni să merg pe 3 luni în Israel sau în Elveția, o să vedem unde mă aflu, nu știu.